Aidos, porcota care se va porni, neliniștea și tulburarea care este gata să izbucnească în mijlocul poporului pe ulițe va clătina, până la pământ îi va pleca pe cei ce nu sunt rădăcinați puternic în cuvântul meu și nu au ca și scut și adăpost. Pe ragodi falahados se braiet protecția mea, zice Domnul. Cei ce s-au bizuit pe oameni și cei ce s-au sprijinit pe muritori vor zice că e greu, dar cei ce au scut și apărare și protecție pe mine, Domnul, vor merge cântând cântarea biruinței și înaintării. Nobit prado simene cocmenades din pricina nevegherii și a nesupunerii vrăjmașo câștiga teren și va face o zguduire și o zdrobire. Și voi veți auzi și unii dintre voi veți vedea lucrul acesta. Încredeți-vă în mine, zice Domnul, alipiți-vă de adevărul meu. Rezidiți-vă altarele familiare, dați la o parte lucrurile care nu vă aparțin și rugați-vă pentru voi și casele voastre să puteți rămâne în picioare și să nu faceți compromis și să nu vă alipiți de lucrurile care nu vă aparțin. Veste, veste veți primi în scurtă vreme și în paragodi felavos menaiet și pe întreg pământul se va auzi o veste care va zgudui e fară de o sebraie de coci menadis pe mulți. Sunt Dumnezeu care am putere să apăr pe ai mei dintr-un loc de unde nu vă gândiți și nu vă așteptați. Se va izbucni o furtună și va trece peste țara aceasta un tăvălug, pentru că eu am hotărât în lucrul acesta ca să fac trezirea poporului meu care a dormit astăzi. Amin. Pasuri mai aparte în locul acesta, de aceea uniți-vă în rugăciune și nu lăsați ca vrăjmașul să vă aducă tulburare, neliniște, clătinare privind la lucrurile din jurul vostru, ci în dragoste, în unitate, în pace să vă fie inima și în paragodii felados menaiet. Dacă nu vă veți amesteca în învălmășerile vrăjmașului, veți avea pace și bucurie, iar dacă nu, inima vi se va tulbura și nu veți putea rămâne la îndemâna mea. Retrageți-vă de unde nu vă aparțin locurile care nu-s pentru voi, nu priviți la ce nu-i pentru voi, nu vorbiți ceea ce nu vă aparține, ci rămâneți în tăcere și în ascultare de cuvântul meu. Și în felul acesta eu voi proslăvi numele în unele situații deosebite care vor fi aduse înaintea mea, zice Domnul. Amin.